Băsescu s-a dezlănuit, la B1 TV, le-a jignit pe Olga Vasilescu, tupeista, Sorina Pintea, Amrâța, Dari Petreda, Clovni Eugen Teodorovici discotecar. Traian Băsescu s-a dezlănuit, luni seara, la B1 TV. El i-a jignit pe ministrii din guvernul Viorica Dencil. De la Tudorel Toader la Lia Olga Vasilescu, de la Sorina Pintea până la Petredea Eugen Teodorovici, fostul președinte al României n-a ratat nimic, i-a găsit diferite etichete. Lia Olga Vasilescu are un tupeu incredibil. Am văzut-o pe Amrâța asta de la Sănătate, care spunea ce spitalele ședea bani din bugetele lor. De unde, ce 80 din buget se duce în salarii? Uita-i-vă la clovnul de la agricultur. Acum e cu viermele de metase. Orlando e discotecarul. Eogogua e mai incompetent decât Mia. Teodorovici e o catastrofă din punct de vedere al nelegerii stabilitii macroeconomice, codului fiscal. S-a luat la trânt, a fi vrut să zic un cuvânt urât, cu pilonul 2, a declarat Traian Băsescu. Traian Băsescu a continuat seria atacurilor cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Omul sublinierul ăsta a venit cu o mare etichetă de marele specialist sublinierei profesor în drept sublinierei n-a făcut nimic pentru cre subliniere terea performanței Justiției. Măcar dacă lua decizia Curții Constituționale sublinierei spunea ce uite avem de modificat astea 100 de articole, făcea ceva. Nu a lăsat nimic de urma sa. Eu la subliniere reman ia fluierând. E tericianul care îl susține, ei l-au susținut sublinierei la Curtea Constituțională. Toader, în loc să se ocupe de codul penal sublinierei de procedură penal, el s-a ocupat de povestii ce a sublinierea i-au spus tericianul sublinierei Dragnea. Acum, se pare ce Dragnea se derobează puțin. Dar eu sunt curios cum va rezolva problema la Curtea Constituțională pentru ce va spunea ce va face. Sper ce se uit sublinierei în Constituție. El nu poate ataca la ce cere nimic. O să ia de pe ager presa anuncul presubliniere dintelui. E ridicol, penibil. Mai mult decât atât, aici discut medo discut dintre ministrul Justiției sublinierei presubliniere dinte. Se admitem ce presubliniere dintele emitea un act oficial, dar nu îi trebuie. Pur sublinierei simplu a spus nu. Se admitem ce emitea un act trebuia să fie în conflict guvernul în ministrul Justiției ca să existe conflict între instituțiile statului, ori scrisoare sublinierei solicitarea nu a făcut-o Dencil, deci nu e conflict cu guvernul. Cred ce joac piesa absurdului, a afirmat Traian Băsescu la B1 TV. Citete-i două puncte legea care lovete crunt în român.
cum ni s-ar putea crește din nou facturile la electricitate.